Sălăjenii trebuie să știe că donarea, fie de sânge, fie de plasmă, este foarte importantă și chiar salvează viața pacienților. Toate testările sunt gratuite, iar procedura nu este dureroasă. În România se recoltează plasmă în toate centrele de transfuzie din țară. În 18 centre recoltează prin plasma fereză și donare standard, iar restul prin donare standard de sânge. În Sălaj se face doar donare standard, dar mai multe detalii ne sunt oferite de Cristina Ilieș, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Sălaj. Până în prezent am avut 17 persoane care au donat pentru plasmă COVID. La noi în centru se recoltează sânge total, deci standard, se donează standard și în urma procesării se produce plasmă COVID. Sperăm că tot mai mulți pacienți care au trecut prin această infecție vor veni să doneze plasmă ca să îi putem ajuta pe cei care sunt într-o situație mai deosebită, internați la ATI, unde se administrează această plasmă. Deocamdată, așa cum vă spuneam, doar 17 persoane au donat plasmă COVID. Procedeul este la fel, atâta doar că trebuie să completeze un chestionar mai lung. Este foarte important să știe că pot dona plasmă cei care au fost internați la 14 zile din momentul în care s-au externat. Cei care nu au fost internați pot dona plasmă la 28 de zile de la un test PCR pozitiv sau la 14 zile de la un test rapid de determinare de IgG pozitiv. Asta este foarte important. Și așa cum spuneam și mai devreme, la noi se donează standard, nu se donează numai plasmă, se donează sânge total și în urma procesului de prelucrare se produce concentrat eritrocitar și plasmă COVID. Sunt 18 centre unde se poate dona numai plasmă, iar intervalul la care se donează plasmă este un număr mai scurt. Pot dona o dată la 14 zile. La noi se respectă acel interval de 70 de zile la bărbat și 90 de zile la femeie pentru donare, pentru că, așa cum vă spuneam, se donează sânge total. Deocamdată, de la spitalul din Zalău nu am avut solicitări pentru plasma COVID. Unitățile care s-au validat până în prezent le-am distribuit altor centre unde a fost nevoie. Plasma se va administra doar pacienților critici infectați confirmați cu COVID-19 prin metoda RT-PCR cu vârsta de cel puțin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasmă covalescentă COVID-19 prin semnarea consimțământului informat.